am sosit în Chișinău și ne-a dus un bărbat, un taxist legal, după lege, și m-am plâns că zic, numai ce am ieșit de la autogar și chiar am luat o apă și nu mi s-a dat bonul. Oare puteți procedează așa? Nu, cum dau bonurile. Dau, da? Aveți o plângere, ceva am auzit. În privință la... Da, acolo la... Chiar, practic, la gara de nord, acolo cam o leagă-i bardat. Uh-huh. Adică... E făcut tot contra omului. Contra omului făcut. Fiindcă... Oamenii, mă uit, majoritatea dau în urmă, trebuie să dai marg înainte, de acolo când văd dai voie, că... dai voie să te întorci, trebuie să te întorci la stânga. Dar eu făcut, te duci, mă, te întorci la 3 km. Cunosc Chișinău și de ce m-am uitat, vă 3 km ați înconjurat. Da, trebuie să te duci să mergi tocmai la... Cum să cotiți și se poate de schimbat. Asta ești de sus, trebuie să gândească să facă snacul cum era înainte, să te întorci. Să nu meargă omul, să se întoarcă la 3 km, la pod, la circ, trebuie să se întoarcă înapoi. Adică să fie mai comod, să gândească pentru om să facă ceva. Uh-huh. Asta am vrut să spun. Pentru om să facă. Adică să-ți ducă omul să chinuie, să margă 3 km, să întoarcă. Înțelegeți? Da. Înainte așa era cândva. Dar acum tot e făcut contra omului, ca să poată fi om să-l... să-l... cobeze. Da. Asta e, la noi țara de minuni. Ce n-au auzit? Ceva cu trolebusele am auzit. O firmă ceva, ori? Trolebusele? Nu asta, care spuneți cu... S-au deschis acum firma asta, Anta, nu și acolo. Anta? Da, Anta, uh-huh. Au deschis. Lumea săracă, la noi săracă, mai iese cineva după servici să mai facă un ban, doi. Plus la asta au ieșit sui cu dânsul, nu și acolo fac niște învârtituri, niște iem numerele. Ăsta e bărdac, bărdac, vă spun, răchit în lege. Îmi pare bine că am venit cu așa o mașină albă, taman fix ca a mea, Dacia Logan. Știu din povestit că ați luat-o tot în credit. Ați avut probleme? Nu. Și plata lunar tot 5600. Da. Sunteți mulțumit? Foarte. Și eu tot. Mașinile sunt foarte bune. Însă după, știți cum, după categoria de oameni. Sunt care au bani să cumpri mai mult, mai mașcat, mai bine. Noi luăm după puterile noastre. Bine, adică nu cu cash, vă prezentați? Vecislav Gheorghevici, îmi spune. Vecislav Gheorghevici, da. Asta după tată, ori... Da, după tată. Aha. Bine, să trăiți. Numai bine, sănătate, o zi bună.